ridicat conceptul pentru manual de istorie regimentară, că se ajunge la ceea ce proiectul de profesor la Chimescu a avertizat deja, anume că ar fi mult prea multă informație, un dezavantajul formării, dezavantajul educației. Dar e devenit poate pentru clasa 11-12, poate pentru niște adolescenți deja formați, care să asimileze în repede informația respectivă. Părintea Chimescu, vă rog să ne plecați dacă greșesc. Spuind niște manuale și formate, de lucrurile, nu doar am pus să fac asta, sau să nu am pus toată program, nu am găsit de conceptul de toleranță religioasă. Poate nu există, dar nu am dat eu peste. Dacă nu există, l-ați introduce și dacă da, cum l-ați problematizat? Înainte de a răspunde la această întrebare, vreau să spun că atunci când s-a vorbit aici de religia ideală, de tradiția școlii românești de istorie, în perioada intervenită, vreau să vă spun că atunci când am ajuns la studii în Germania și am spus că vin din România, eram la Universitate de Tübingen din Germania, la Universitate din secolul al XV-lea, am colegi cu studenți și doctoranți din foarte multe țări ale lumii. Am fost întrebat, auzind că sunt din România, despre câteva repere. Mulți nici nu au zis de România, ci au zis doar de ea, de Nadia Comăneci și... Aceea era. Dar ce vreau să scot în evidență e faptul că Iliad iată era unul dintre repere românești pentru lumea întreagă, din Japonia până Statele Unite ale Americii, ceea ce arată, subliniază faptul că Iliade rămâne unul dintre reperele noastre naționale din multe puncte de vedere. Într-o emisiune la TV Iași cu ani în urmă, realizată de domnul Grigore Elisei, divanul duminical sau cum așa ceva, se chema, a fost invitat în dânsul și una dintre întrebări, aflând că preocupările mele sunt în domeniul istoriei religiilor, a fost următoarea. Cum l-ați caracterizat sau ce reprezintă pentru dumneavoastră Mircea Eliade? Mai ales că erau foarte multe discuții în acea perioadă. Eliade era redescoperit, practic, în România, în țara lui natală, care lui erau în mare vogă. Și atunci am răspuns în felul următor. Zic, pentru mine Mircea Eliade va rămâne un reper ca istoric al religiilor, pentru faptul că crezul meu este că în istoria religiilor nu se va putea opera niciodată fără Mircea Eliade. E ca și cum în matematică ai încerca să operezi fără a cunoaște noțiunile de împărțire, împulsire, spune. Așa încât rămân la acest crez că, și anume că este obligația noastră a tuturor celor care iubim acest domeniu, sigur să redescoperim sau să salvăm, cum îi plăcea, nu să spună lui Iliade, această minunată disciplină care este istoria religiilor. Un profesor mare de la Universitatea din München, pe numele său Anton Anwander, apropo de relevanța acestei discipline, spunea în felul următor. Cine nu cunoaște și alte religii, nu și-o cunoaște nici pe lui propriu. Acesta este un citat din Max Müller, din scrisoarea către Comitetul Organizator al Primului Congres de Istorie Națională, în 1998 la Londra. Același lucru. Și este parafrat la greci. Același lucru spunea și Ireneu Sărcescu. Ce vreau să spun cu acest lucru? Înainte de mă ocupa cu istoria religiilor, sigur, făcuse multe lucruri despre apofatismul patristic, despre teologia și cunoașterea apofatică. Și este foarte adevărat că am înțeles multe lucruri în această privință, dar profesorii mei. Însă,
După ce am studiat precăderea cu fatismul panișadic, de pildă, l-am înțeles cu mult mai bine pe acela fatistic. Ce vreau să spun cu acest lucru? Vreau să spun că întotdeauna te cunoști pe tine mai bine atunci când te raportezi la altul sau la ceilalți. Universul acesta este atât de complex încât atunci când punem în prim plan doar eu-l propriu, avem impresia că suntem unici și inevitabili. Noi ne cunoaștem mai bine pe noi înșine doar atunci când ne raportăm la ceilalți. Prin urmare, aș spune că noi, în calitate de teologi, de creștini, ne cunoaștem propria noastră religie, ne cunoaștem și ne apreciem cu mult mai bine propriile valori atunci când ne raportăm la alte valori și la alte religii. Eu cred că aici este, practic, tot secretul importanței pe care trebuie să o acordăm acestei discipline. Dar, repet, să facem acest lucru, această ofertă curriculară, dacă se va ajunge la această concluzie, cu multă grijă, cu foarte multă grijă, pentru că istoria religiilor, din ce experiența pe care am acumulat-o în atâția ani, poate deveni, există acest risc, și pentru foarte mulți tineri care nu sunt, n-au un nivel de cultură, de pregătire pentru a înțelege ceea ce înseamnă, de pildă, budismul, poate deveni un prilej de sminteală. Din experiența cursurilor pe care le-am ținut atâția ani, de pildă, în cazul budismului, eu totdeauna mi-avertizez studenții. Atenție! Este o religie atipică. Nu încercați să o judecați, să o evaluați după propriile șabloane. Nu veți înțelege nimic niciodată. Pentru că o religie, cum este budismul, care pune mai presus de orice, ca principiu metafizic, suprem, nimic cu absolut, este exact pe tot ceea ce înțelegem noi despre o religie. Numai puțin, că la sfârșit avem să spunem. Spuneți de frumusețea religiilor și a unor asociații. Dar nenorocirile și masacrele care s-au produs în numele religiilor persoane religioase, conducători religioși, care înțelegeți, exprimăm și asta în manualul de pentru că ei sunt religioși. Da, aș vrea să răspund punctual. Pot să vă răspund eu? Vă rog, prieteni, întrebarea era cum ați problema să fiți începutul de toleranță în manualul școlar. Vă rog să scut, pentru că altfel va trebui să ațeles la copotele din vecare. Ceea ce vreau să spun este că astăzi trăim într-un lume în care pluralismul religios și nu mai religios trebuie acceptat, pornind la ideea de toleranță, pentru că aceasta era cumva. Până în secolul al XIX, așa cum se știe, biserica, în ansamblu, ca instituție, a avut un anume monopol. Acest monopol nu mai există astăzi. Este evident pentru toată lumea că trăim într-o societate multireligioasă, multietnică, multiculturală, multilingvistică și ce vreți dumneavoastră mai departe. Cine nu vede, cine nu observă sau nu vrea să observe acest lucru, înseamnă că nu este nevoie realitate care există. Noi, ca biserică, sigur că ne punem probleme. Eu am scris foarte multe articole pe care le-am publicat pe problema aceasta a pluralismului religios, nu numai în ceea ce privește creștinismul, ci și islamul și alte religii. Pentru că dacă nu acceptăm această realitate, care este cu totul evident, atunci suntem puși în fața următoarelor probleme, care au mai fost analizate. Noi putem foarte bine, de pildă ca biserică, să ignorăm sau să minimalizăm problema pluralismului în societatea de astăzi.
legat de aceasta, sigur, a toleranței religioase. Deși cuvântul toleranță, aș vrea să vă spun că, din perspectiva noastră creștină, e un cuvânt puțin forțat. Deja când îl tolerezi pe cineva, îl suporți și poți să faci acest lucru, mă rog, chiar fără să-ți facă plăcere. Deci, cuvântul preferat de noi este cuvântul iubire. Iubirea este cu mult mai mult decât toleranța, dar aceasta este o altă problemă. În urmare, noi putem foarte bine ca instituție, ca biserică, să minimalizăm sau să ignorăm pluralismul acesta evident. Vom vedea la ce se poate ajunge după aceea. Putem în același timp, sigur, să respingem pluralismul religios care este evident astăzi. Și sigur ar mai fi și alte posibilități, dar socotesc eu că cea mai bună poziție, dacă e să ne poziționăm ca biserică, este acceptarea pluralismului religios contemporan. De ce? Pentru că dacă îl minimalizăm, sigur că nu devenim credibili. Nu suntem credibili. Dacă spuneați că nici pregătă studenților, blamați budismul, vă dau un exemplu. Nu, dar și vă dau un exemplu. Sunteți agresivi, nu-mi place. Sunteți agresivi, da. 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 Dacă... O să vă preiau de aici. Simt că sala ne scapă încet încet din mână și v-ați spus că ne strănim puțin. Sunt multe opinii, s-au dat seama că mai mult interesată, dar deja cu o opinie formată, strâmbită, și atunci cred că ar trebui să grăbim ajungerea la dialogul cu sala. Sunt punctul de vedere și tot ce se simt obișnuit. Da, suficientă de vedere. După aceea, dacă respingem acest program, devenim toleranți, sigur că nu ne rămâne decât să ne chinuizăm, să ne izolăm ca instituție. Și atunci cea mai bună posibilitate este să recunoaștem, să acceptăm acest pluralism religios, pentru că ne ajută pe noi înșine să ne construim economia credință și sigur ne ajută să ne eliberăm de așa multe false certitudini. Pentru că fiecare avem, cum spuneam, de foarte multe ori anumite certitudini care nu sunt justificate sau nu pot să fie nejustificate. Acum, legat, pentru că tot mi-ați adresat întrebarea și nu aș vrea să vă pun în situația să o repetați. Fiind presați, cum spunea domnul Necuble, de timp. Eu nu am blamat și nu blamez nicio religie, dacă aș fi blamat, nu aș fi predat. Am această posibilitate, ca să nu predau religie. Vreau să vă spun că am predat o investiție din Freiburg și din Graz. Și am vorbit cu colegii mei de acolo. Acolo există o ofertă de curs, ceea ce înseamnă într-un semestru poți să predai doar islamul sau doar hinduismul sau aș fi putut foarte bine să ignor budismul. Dar tocmai pentru a veni în ajutorul studenților și a le oferi și alte perspective de a privi lucrurile, am făcut acest lucru. Deci, nu am nici pe departe asemenea. Consider din potrivă că în toate religiile găsim valori, pentru că până la urmă, orice religie, într-o formă sau altă, reprezintă o căutare a lui Dumnezeu, un interes, un anumit. Dar valorile sunt universale și ele nu sunt, practic, exclusiv monopol unei religii sau alte. Foarte puțin, pentru că sala nu cred că mai...